Bună ziua, stimați telespectatori! Bine vă regăsim și astăzi în același format al emisiunii Universitaria, a postului de televiziune TVH 2.0. Reluăm un domeniu despre care am discutat într-o ediție anterioară, și anume un domeniu psihologic distinct, psihologia judiciară. Întrucât am avut o discuție foarte interesantă cu invitatul nostru din acea ediție, cu domnul profesor universitar dr. Tudorel Butoi. Bună ziua, domnule profesor, bine ați revenit și vă mulțumim că v-ați întors. Bună ziua. Am rămas cu o mulțime de întrebări legate de domeniul de aplicabilitate al psihologiei judiciare. În ediția anterioară am vorbit despre faptul că atunci când vorbim de psihologie judiciară ne referim și la psihologie individuală, la procesualitatea vieții psihice, atât în partea de investigație cât și în partea de delicvență. Dar mai vorbim și de o parte exploratorie. Da? O parte de influență și de protecția socialului, și în acest sens avem o mulțime de întrebări legate de aplicabilitate, de aplicabilitatea psihologiei judiciare. Iar una dintre primele întrebări se referă la o tehnică poate nu atât de mediatizată ca în străinătate, și anume tehnica poligraf. Și cum dumneavoastră, ca psiholog criminalist, încă din anul 1996, dacă nu mă înșel, în presa italiană, sunteți denumit noul John Douglas al României, expert în tehnica poligraf. Exagerează. Exagerează. Eu am găsit un articol elogios acolo despre dumneavoastră legat de activitatea noastră propriu-zisă, reală, și știu că ați adus în România această tehnică. Când eram de vârsta dumneavoastră. În 1977, pentru prima dată, apare tehnica de investigație poligraf și în preocuparea mea și a colectivului pe care l-am condus a intrat formarea laboratoarelor de tehnică de investigație poligraf în întreaga țară. Da, vom discuta. Și mă gândeam, din această perspectivă, și să profităm de expertiza noastră, ce ar trebui să știe studentul nostru de la un expert în tehnica poligraf despre psihologia umană și despre cum interferează și ajută într-un act exploratoriu psihologic tehnica poligraf specialistul în psihologie. Bun. Iar întrebare complexă și provocatoare, va trebui să îmi permiteți să etapizez așa puțin răspunsurile pe problematica pe care ați pus-o în discuție. În primul rând, conceptul de psihologie exploratorie și perspectiva exploratorie asupra cercetării câmpului faptei. Din punct de vedere tradițional și la ora actuală în mai toate abordările mondiale, în afara celor anglosaxone, se păstrează linia clasică, cercetarea statică și dinamică a câmpului faptei, cu accentul pus îndeosebi pe acuratețea identificării urmelor în câmpul faptei și urme biologice, urme materiale, urmele omului, fel de fel de urme care pot fi găsite, iată, într-un accident de circulație, într-o spargere de safe bancar, într-un viol cu moarte, într-un omor, într-o sinucidere, etc., etc. Și cercetarea dinamică acesteia, când lucrurile se ridică, se ambalează, se recoltează și se trimit, deci, laboratoarelor. Componenta psihologică în toată povestea aceasta vine și reliefează o abordare de tip exploratoriu. Această abordare ne invită către cercetarea dinamică a câmpului faptei. Este aidoma situației pe care ne putem ipotetic imagina că lucrurile acelea se însuflețesc în câmpul faptei. Avem autorul, avem victima, avem manevrele acestora în câmpul faptei. Scaunele răsturnate prin imaginația specialistului, le vezi cum au fost în poziția inițială, victima rămasă înjunghiată, urmele de sânge, toate celelalte, capătă o anume dinamică supusă explorării noastre. De ce? Pentru că este necesară emiterea de ipoteze și versiuni de lucru imediate. Criminalistica toată demonstrează de la polul nord la polul sud că timpul trece în favoarea infractorului, care se subtilizează din zona respectivă, pleacă, mai ales acum cu transfrontierismul și toate celelalte, este greu și că practica arată că avem un infractor dat în urmărire generală, nu-i găsim de o lună, două, de un an. Deci exploatarea aceasta rapidă a informațiilor, crearea ipotezelor de lucru, pune în mișcare și echipa de investigatori, de cercetători,
la echipa de specialiști care prelucrează urmele, în așa fel încât algoritmul probatoriu să fie cât mai dinamic. Iată, oamenii care lucrează în această materie, specialiștii noștri, trebuie să aibă această pregătire psihologică, fie că sunt psihologi care intră în sistem, în sistemele judiciare și polițienești și așa mai departe, fie că și studenții noștri să nu fie mirați când o să vadă printre colegilor studenți mai în vârstă, puțin, și așa mai departe, pentru că aceștia sunt specialiștii care deja lucrează în sistem, dar vin la noi la facultate să-și îmbogățească și să-și fundamenteze cunoștințele psihologice. Apoi se întorc din nou cu aplicația acolo. De-aia am vrut să accentuez asta, că și în seminarii avem o dinamică și o problematică interactivă între tinerii studenți care se acoperă de domeniu și cei care vin din sistem pentru a se pregăti psihologic și care ne oferă exemplificările practice. Și dezbaterile sunt extraordinar de frumoase între ei. Cu alte cuvinte, specialistul trebuie să-și imagineze filmul în dinamica sa și mai ales, după interpretarea modurilor de operare, să proiecteze cam care este gruparea de infractori, unde îi căutăm, în rândul tâlharilor, în rândul violatorilor, sunt ei recidiviști cumva după modul de operare, sunt infractori primari, pentru că toate aceste lucruri țin de management, ca să folosim un termen care vine dintr-o zonă economică, vis-a-vis de fapta respectivă. Doar nu au, sunt polițiștii ca ciupercile prin țara asta. Sunt puțini. Fondurile sunt care sunt, dotările tehnice în sfârșit pot afirma că sunt acum bune, foarte bune, europene, în domenii chiar foarte bune, și trebuie să știi unde ți îndrepți resursa pentru a te duce către succes. Și tot modul de operare trebuie să ne vorbească, dacă nu cumva ne aflăm în fața unor infractori care țin de criminalitate organizată, care cochetează cu acte de terorism. Vedeți recentele evenimente care se finalizează la noi în țară cu succese absolut deosebite ale serviciilor și ale elementelor polițienești, gruparea aceasta de infractori prinsă în zona Piatra Neamț, cu flagrant. Și iată că prin gustul infractorii băștinași să știe și ei să pună o bombă, să pună mecanisme explozive, stările astea de pericol le pot contracara numai polițiști inteligenți, pregătiți psihologic în cunoașterea oamenilor, modurilor lor de operare. Cu alte cuvinte, dacă înțeleg bine, psihologia exploratorie crește calitatea actului de cercetare. Foarte bine. Și ne ajută să câștigăm timp și dacă apar fenomene sociale noi, care pot pune în pericol siguranța publică, psihologia exploratorie ne ajută să proiectăm un scenariu. E ca și cum ceea ce s-a întâmplat acolo vorbește prin obiectele din câmpul, din scena crimei, vorbește despre dinamica psihică a grupării sau a infractorului, ceea ce s-a întâmplat efectiv și ne ajută să trimitem echipele înainte ca acele probe să ne spună prin rapoartele laboratoarelor exact, de unde provin. Exact, și mai ales când avem fapte similare, ne întoarcem din nou la om. Aceste fapte similare sunt iscălitura, amprenta acelor categorii de infractori. Nu-i mai bâșbâim după ei, știm cine sunt pretabilii. Cu alte cuvinte, acest baliaj permanent între practică, între câmp, în explorare și ideile echipe. În același timp se șlefuiesc și simțurile acestor oameni. Pentru că cei care fac cercetarea la fața locului, de regulă, fac asta de când sunt puști, de când încep munca de poliție, pregătirea psihologică, facultatea, până când termină cariera. Și practic le punem la dispoziție un anumit cadru după care să aibă loc refacerea scenei crimei în dinamică. Sigur că da. Iată, de exemplu, avem sinucideri. Unele dintre ele sunt sinucideri spectaculoase. Datorită împrejurării, datorită persoanei, datorită statutului social, inserției pe care persoana o are. E bine, publicul larg vrea să fie foarte bine informat. Și polițistul, în egală măsură, are foarte multă grijă în aceste situații să știe dacă a fost o sinucidere vero, o sinucidere autentică. Dacă a fost un accident care a căpătat, iată, scena unei sinucideri, dacă a fost o altă faptă violentă, de exemplu, omor înscenat în sinucidere. Și alte aspecte asupra cărora trebuie să zăbovești, să le clarifici din interpretarea câmpului faptei,
în coroborare cu toate urmele de laborator care vin, pentru a soluționa într-un anume fel cazul. Dacă lucrurile acestea nu se fac temeinic, mediul social te sancționează. A, nu a fost sinucidere. Organele de poliție nu sunt capabile să prindă de fapt pe criminal și așa mai departe. Exemplificativ, și telespectatorii noștri ne ascultă. În momentul în care victima este găsită în interiorul locuinței, încuiată pe dinăuntru, cu geamurile locuinței închise, în situația în care lângă victimă, spre exemplu, ca mod de operare, să presupunem că a ales intoxicarea cu medicație sau cu o substanță caustică și așa mai departe, găsești recipientele respective, medicația respectivă. În momentul în care îți vin expertize de laborator care arată că în structura ficatului care metabolizează, a stomacului, etc., s-au găsit componentele respective, în momentul în care ai un bilet în care în câteva rânduri victima aceasta a gestului de autodestrucție își manifestă dorința de a pleca din viață, etc., etc., în momentul în care ai intrat cu administratorul și doi martori și ai rupt ușa, ai intrat înăuntru pentru că mirosul era pestilențial și așa mai departe, este sinucidere vero. La toate acestea se mai adaugă investigațiile care se fac în jurul persoanei. Investigatorii pregătiți psihologic știu să discute cu persoanele din anturaj. Aflăm, iată, că tânăra, să zicem, ipotetic, a avut decepții de-a lungul vieții sale, în viața de relație. A avut decepții vis-a-vis de realizarea ei socială, ca statut profesional. Se consideră ratată, ieșită din rol. Și te atrag atenția în sensul că să fii mai atenți, nu atrag eu atenția nimănui. Sunt foarte interesante în sensul acesta dramele pe care le trăiesc persoane care cândva s-au aflat în centrul atenției. Și din diverse vari conjuncturi din acestea dramatice de viață încep să fie marginalizate. Am avut exemplu unor artiste, cântărețe, nu? Interprete, da? Care au fost marginalizate, n-au mai intrat în conul de lumină și e foarte greu pentru un actor, pentru un om de teatru sau de un interpret să fie marginalizat, să nu se mai regăsească în aplauzele fanilor și așa mai departe. La asta, dacă se mai adaugă câteva chestiuni legate de decepții personale, de marasmul socioeconomic, etc., pe structură, dumneavoastră mă înțelegeți foarte bine ca psiholog clinician, pe structură labilă emoțional, pe structură temperamental labilă, spre exemplu temperamentul melancolic, cu structura lui fragilă și așa mai departe. Și îmi permit să accentuez, dacă nu există încredere în Dumnezeu, în sentimentul acesta în care salvarea este dincolo de puterile tale și trebuie să ai îndelungă răbdare pentru ca ea să vină, atunci satanizarea sufletească te duce către această soluție nenorocită, gestul suicidar. Dar toate acestea adunându-se, se realizează un algoritm care lămurește ecuația și se poate conchide sinucidere. Dacă nu, apar fel de fel de lucruri și vezi, vreau să purtătorii de cuvânt a instituțiilor, de regulă oferă tronsonul principal al problematicii, sigur, nu chestiuni de bucătărie a dosarului, de intimitate, de imagine și așa mai departe, încât noi cetățenii să fim informați și lucrurile să fie în regulă. Dacă nu se fac așa, atunci apar scenarii, cum suntem martorii tuturor acestor chestiuni. Cred că prin acest exemplu am putut să evidențiem ce înseamnă abordarea exploratorii sau existența unui cadavru. Păi cadavru vorbește. În sensul acesta al comparației. Cadavrul vorbește, rănile de pe el vorbesc despre agenții vulneranți care au fost întrebuințați. Faptul că hainele pe el au o anumită desprinse din cusătură, gămașa scoasă din pantalon, urmele, înseamnă că acest cadavru a fost târât undeva, nu? Are o anumită greutate. Cadavrul, iată de exemplu, cadavrul aflat la baza blocului. Da. Înseamnă că s-a aruncat de undeva sau a fost aruncat de cineva și așa mai departe. Aceasta este ideea principală. Dar dacă a fost adus și pus, asta mai e în secundar.
Pentru că oamenii nu au experiență. Orice cadavru care e la baza blocului, de toată lumea se uită la ferestrele deschise și unde a fost și de ce a fost și de ce l-a aruncat și cine l-a aruncat. Păi, dar pot fi cadavrele acestea aduse, mai ales prin spatele blocurilor, din cu totul și cu totul altă zonă, transportate, puse acolo, poate chiar intenționat. Vedeți? Specialiștii noștri știu. Ei, de regulă, se urcă și privesc la rândurile de sus cadavrul proiectat jos. Și dacă acesta are, între ghilimele, imaginea păpușii stricate, atunci este posibil ca să fie precipitare autentică, deoarece la contactul cu solul, organismul cedează în zonele de articulație și capătă un aspect de păpușe stricată, dezarticulată. Dar dacă e pus cu minte acolo la baza blocului, înseamnă că e adus din altă parte. Și iată lucruri care forțează inteligența, imaginația, deoarece obligatoriu, pentru că noi am intrat într-un somn ăsta al infracțiunilor comise cu violență. Puteam să discutăm despre spărgători, despre hoți, despre tâlhari, dar este zona interesantă de abordat pentru că aduce atingere valorii supreme, care este viața. Ei bine, printre noi, în modul cel mai regretabil, există indivizi care ucid cu ușurință. Aș întrerupe un pic aici. Dar în același sens în care ați început acum fraza, pentru că la un moment dat în discuție, în ceea ce spuneați noastră, am recunoscut, din păcate, tendința psihologiei, ghilimele, românești, aceea de a se gândi în primul rând la drame și datorită faptului că am fost supuși în ultima perioadă la atât de mult stres psihic și suportul social al ființei umane, al omului din România este din ce în ce mai precar. Este. Și nu neapărat pentru că nu suntem capabili să ne sprijinim și să ne ajutăm, ci pentru că problemele pe care le are fiecare persoană devin din ce în ce mai copleșitoare în spațiu, în tronsonul existențial. Dar în afară de acest domeniu al faptului că putem fi oricând victime, dacă nu știm cui să ne adresăm, apropo și de vindecare psihică și de spiritualitate, care nu mai este atât de mediatizată, pentru că avem nevoie să fim conectați la spiritualitate, inclusiv prin mass media, nu doar discutând între noi, mă gândeam că mai există un tronson și anume acel al persoanelor care ucid cu ușurință și fiindcă vorbeam de aplicabilitate, în alte țări, inclusiv în producții artistice, apare ceea ce se numește criminal minds, cei care sunt criminali în serie, practic ucid cu ușurință și cu plăcere o trecere peste acea barieră, poate pusă acolo de Dumnezeu, de spiritualitatea, sacralitatea ființei noastre între bine și rău, și pe care eu trec cu foarte multă ușurință, ca și cum ar fi dispărut de acolo. Un student în psihologie, de la un expert în psihologie criminală, în criminalistică, ce anume poate să învețe din acest punct de vedere? Ce se întâmplă în aceste minți? Există și profiler, nu? Ceva ce iarăși la noi nu are descoperire publică, nu se vorbește despre așa ceva. Un expert în criminalistică, fără să vrea și fără să aibă o structură, probabil, face acest profil al personalității interlope, al personalității criminale, a ceea ce trece dincolo de normalitate, într-o zonă care nu intră atât de clar în psihiatrie, pentru că persoana poate fi funcțională în spațiu public, dar care trece dincolo de binele sacru din ființa umană. Provocare din nou excepțională și nu mă surprinde că vine din partea dumneavoastră distinsă colegă, deoarece vă cunosc preocupările alături și de ceilalți colegi mai tineri, catedrei noastre, o catedră puternică, redutabilă. Am putea să discutăm de chestiunea aceasta foarte mult, dar câteva idei sunt obligatorii și cred că lămuritoare. Apare într-adevăr acest individ care ucide cu ușurință. El se numește criminal în serie și uciderile de persoane la intervale diferite de timp, în funcție de bioinstinctualitatea care îl presează, este caracteristica acestui tip de infractor. El se deplasează. Ucide în spațiu și timp după modul de operare care poate crea impresia că este vorba de mai mulți făptuitori. Ori specialistul pregătit psihologic îi identifică acestuia amprenta caracteristică. După modul de a agresa, după modul de a aborda și așa mai departe victimele în perioada inițială,
Apar și alte elemente pe care le aduc în ecuație martorii. În felul acesta, el poate să apar detalii care sunt specifice numai unei anumite zone a violentării. Și se poate trage concluzia că de fapt e vorba de aceeași persoană care ucide. Asta e un lucru uriaș, pentru că tot așa îți distribui specialiștii și tehnica și forțele și resursele după o singură persoană, nu după mai multe. Acum aș vrea să vă spun un lucru interesant. De ce ucid cu ușurință unii dintre noi? Odată că îi ajută construcția lor internă, constituțional temperamentală, agresivul, înclinația sadică, excitabilitatea, lipsa sentimentului de milă și remușcare, toate acestea vin în nucleul personalității criminale despre care a vorbit Jean Pinatel și alți criminologi înaintea noastră. Și din nenorocita aceasta de bioinstinctualitate care este extrem de puternică. Și noi am cunoscut psihopatul de tip sexual, care nu are frână pe bioinstinctualitate, atrage în capcană, ucide, violează și așa mai departe victimele sale, lăsându-le ca mărgelele pe ața, așa, înșirate într-un anumit perimetru. Dar să vedeți, noi, ce interesant a apărut și în zona realității românești, criminalul achizitiv, o altă nenorocită de specie umană care ucide pentru a achiziționa bunuri, valori, sume uriașe de bani. Avem un astfel de personaj deja condamnat, care lucra prin locotenenții săi, folosea modul de operare numit prostirea victimei pe care o îndatora în bănci și în momentul în care se topeau sutele de mii și milioanele și suflul rece al cercetării financiare se îndrepta spre acest nefericit, prin locotenenții săi îl ucidea. Avem cazurile de la Cernavod, aruncați de pe pod, îngropați, vă zic, 5 persoane care au fost în felul acesta ucise. Deci iată că pentru bani, pentru ținta aceasta care se întoarce spre individ, tot pentru satisfacții hedoniste, pentru că în comportamentul distinsului personaj, nefericit, vai de viața lui, deci închis pe viață, a existat luxul, huzurul, plăcerea, femeile, balerinele, etc., etc., și pentru asta trebuiau banii, pentru iaht, pentru mașini, și banii au fost luați ucigând persoane. Și încă o dată, ce poate să învețe pe lângă toate aceste lucruri pe care va aprofunda? Studentul nostru de la psihologie și de la drept vreau să învețe entuziasmul, dorința de a face dreptate, necesitatea de a fi competent, de a fi un individ pus în slujba societății noastre, a adevărului, a justiției, să fie un brav și un romantic, și este suficient. Vă mulțumim, domnule profesor. Aș vrea să mai reveniți în studioul nostru, pentru că, iarăși, în timp ce vorbeați, s-au prescris câteva întrebări, tot de aplicabilitatea psihologiei judiciare. Mulțumim mult de tot. Și studenților noștri și telespectatorilor noștri, aș vrea să le adresez atenționarea amiabilă și cu toată căldura. Vine sesiunea. Că vine sesiunea. Și dacă vreți să vă pregătiți la psihologie judiciară, ați observat din ceea ce a spus domnul profesor că trebuie să vă îndreptați atenția către psihologia personalității, către psihiatrie, către aspecte ce țin de biologie în viața psihică, pentru că toate acestea se regăsesc în actul infracțional și veți fi solicitați ca psihologi experți în acest domeniu. Vă dorim în continuare o zi frumoasă, mult succes în acțiunile noastre, multă atenție și o zi bună!